Bine ați venit la o nouă poveste, dragii mei! Astăzi am ales pentru voi o poveste despre o brăscuță! Este o brăscuță tare drăguță care se numește Wacky și ea merge la grădiniță, la fel ca și voi. Exact așa se numește și povestea. Brăscuța Wacky merge la grădi. Sunteți gata? Hai să ascultăm povestea! Era odată ca niciodată o broscuță drăgălașă care se numea Wacky și care se juca voioasă cu frățiorul ei și cu părinții. Până într-o zi, când mama ei a trezit-o de dimineață și a dus-o la grădiniță. Ea știa că urmează să meargă acolo. Când a ajuns, a văzut multe alte broscuțe pe care nu le cunoștea și o broscuță mai mare. Oare cine era? Doamna educatoare! Această broască i-a zâmbit și a poftit-o pe Wacky și pe ceilalți copilași, pe celelalte broscuțe, în sala de grupă. Doamna educatoare a stat puțin cu ei după ce mama i-a pupat pe fiecare dintre copilași și le-a spus tuturor că vin să ia mai târziu. Wacky-a noastră a început să plângă. Doamna educatoare a prezentat-o celorlalte broscuțe, dar ea, săraca, nu a vrut să se joace cu nimeni și a stat singură și s-a jucat cu una dintre păpușelele găsite în grupă. Plângea după mama ei, îi era tare dor de ea și se tot gândea la ea oare când va veni să o ia acasă. Chiar dacă se juca cu păpușica, din când în când își mai amintea de mami. Timpul a trecut, Wacky a mai crescut și a făcut câțiva prieteni la grădi și nu mai plângea după mami, pentru că și-a dat seama că mami vine în fiecare zi. Așa-i, Wacky? Mami vine să ne ia acasă și nu ne lasă la grădi sub nicio formă. Și totuși, chiar dacă era mai bine la grădi, lui Wacky nu-i plăcea atunci când se făceau activități, pentru că ea credea că nu prea se descurcă. De cele mai multe ori zicea: eu nu pot, eu nu știu. Of, chiar dacă doamna educatoare îi spunea că se descurcă bine, ea tot spunea eu nu știu și avea fețișoara tristă. Săraca de tine, Wacky. Da, într-o zi, doamna educatoare le-a spus broscuțelor că vor picta un iepuraș. Toate broscuțele au fost bucuroase și abia aveau răbdare. Numai Wacky era tristă. Credea din nou că ei nu-i va ieși bine desenul. Când s-a așezat la masă cu fișa în fața sa și a început să picteze, i s-a părut că iepurașul de pe fișă îi zâmbește. S-a uitat la fișa colegului și, într-adevăr, iepurașul ei era mai zâmbitor. La un moment dat, iepurașul de pe fișă a strigat-o: Wacky! Wacky, când a auzit, nu îi venea să creadă, cum adică să vorbească un desen cu ea. Și apoi a întrebat iepurașul: ce se întâmplă? De ce zâmbești și ceilalți iepurași nu zâmbesc? Și iepurașul i-a răspuns: sunt fericit că m-ai pictat atât de frumos! Ai fost atentă și ai lucrat îngrijit! Acum sunt mai drăguț decât eram înainte și asta pentru că tu m-ai ajutat! Aș vrea să fii și tu mai veselă și să nu-ți fie frică să desenezi, să colorezi și să pictezi pentru că te descurci bine. Auzi, Wacky? Cu cât pictezi și colorezi mai mult, cu atât îți va ieși și mai bine. Trebuie doar să ai încredere. Ceilalți prieteni ai mei pe care i-ai colorat și i-ai pictat altădată și cu care am vorbit în ultimul timp, mi-au spus să-ți mulțumesc și din partea lor pentru că i-ai făcut frumos și i-ai înveselit. Da? Serios? Cu toții credeți că v-am pictat și v-am colorat frumos?
sigur, doar trebuie să ai încredere, a repetat iepurașul. Am auzit de la ei care stau mai mult în grupă că uneori vi se citesc povești, oare așa-i? Și să știi că am observat că tu ai răspunsuri bune în gând, dar ți-e teamă să le zici cu voce tare. Fii sigură că o să o înveselești pe doamna educatoare dacă o să răspunzi cu voce tare. Ah, bine, așa o să fac. Data viitoare o să spun ce cred. Mulțumesc, iepurașule, a spus Wacky. Și apoi nu-i mai venea să își șteargă zâmbetul ăsta frumos de pe față. Wacky era foarte fericită. Ai terminat, Wacky? A întrebat-o doamna educatoare mirată. Da, am terminat și ia uitați-vă ce frumos a ieșit! M-a ajutat și prietenul meu iepurașul. Doamna educatoare a privit desenul lui Wacky și era foarte mirată de răspunsul ei. Nu știa ce însemna că a ajutat-o iepurașul și nu știa de ce este Wacky așa de veselă, dar a fost foarte fericită să vadă că Wacky a terminat desenul și că zâmbea fericită. Apoi Wacky abia aștepta să vină mama după ea să-i arate ce a pictat și să-i spună despre discuția ei cu iepurașul. Mama a fost și ea foarte încântată de toată povestea. De atunci, Wacky nu a mai spus niciodată eu nu pot sau eu nu știu și s-a bucurat mai mult de activitățile de la grădii și apoi a devenit o buburuză veselă, pentru că și-a dat seama că și ceilalți sunt mult mai veseli de când are ea mai multă încredere în ea. Așa-i, Wacky? Dragii mei, câteodată poate și voi sunteți ca și Wacky și câteodată vă este greu să vă găsiți puterea să desenați și să colorați pentru că vă gândiți că nu știți. Dar eu am încredere în voi și eu știu că voi știți să țineți creionul frumos în mână și știți să colorați cât de frumos puteți voi. Iar dacă nu puteți să faceți ceva, puteți să cereți ajutorul doamnei educatoare, nu-i așa? Așa încât ea o să vină și o să vă explice unde nu știți. Sau puteți să cereți ajutorul unui coleg care vedeți că se descurcă mai bine decât voi. Deci, încercați să fiți și voi ca și Wacky, să aveți mai multă încredere în voi și atunci când doamna vă dă o fișă, să nu spuneți: da, eu nu știu, da, eu nu pot. Bine, că și Wacky ați văzut că la început așa a spus, dar apoi a venit iepurașul din desen, a vorbit cu ea și a început să capete încredere. Așa-i, Wacky? Acum ești mai fericită? Da, sunt foarte fericită și vreau să vă spun, copii, să aveți și voi încredere în voi și să nu mai ziceți niciodată eu nu pot sau eu nu știu, bine? Cereți ajutorul doamnei educatoare! Perfect, Wacky, ce idee bună! Așa să faceți de acum încolo, dragii mei! Oricând vă aflați la grădii sau acasă și nu știți să faceți ceva, cereți ajutorul! Bine? Și o să vedeți ce frumos o să fie la grădi, o să vă placă la fel de mult ca și lui Wacky! Sper că v-a plăcut povestea și ne vedem cu drag și la povestea următoare! Pa, dragilor!